Data trecută v-am întrebat dacă ați putea să desenați orice și să devină realitate, ce ați desenat? Și am primit o grămadă de răspunsuri. Ei bine, astăzi am decis să ne jucăm jocul al doilea din serie și o să-l jucăm cap-coadă, da? Complet, să finalizăm povestea și să vedem care-i treaba. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade, pentru că am înțeles că mai sunt și alte Draw a Stickman, așa că, da, hai să începem cu începutul. Am să mă apuc să-mi desenez propriul meu caracter și o să-l fac ceva de genul ăsta. Ochii vor fi așa. Și gura va fi ceva de genul acesta și va fi zâmbitor. Așa, v-am spus, nu sunt eu cel mai bun la desen, ok? Dar, apropo, în cazul în care vreți să vă jucați GTA 5 sau jocuri de pe calculator pe telefon, fără să mai aveți nevoie de vreun calculator, v-am lăsat un link în descriere, intrați pe el și interesați-vă mai departe. Iată, a început jocul. Oh, hello! Ia să vedem ce se întâmplă de data asta, că acum povestea o să fie diferită. Am nevoie de un nume, ok? Și o să trebuiască să-i dăm numele Max. Iar ăsta va fi caracterul nostru principal. Da? Îmi pare bine să te cunosc. Iar acum vom avea posibilitatea să ne desenăm și al doilea caracter. Care al doilea caracter în jocul ăsta cu Draw a Stickman, mereu se întâmplă ceva. Nu știu exact ce. Dar hai să vedem dacă reușim să strângem peste 20.000 de like-uri la episodul de azi. Pentru că văd că vă place jocul și vreau să văd cât de multe like-uri putem să strângem. Poate reușim să batem și recordul. De ce nu? Bun, acum o să trebuiască să-l facem pe un prieten de-al nostru și am să-l desenez eu cu... Hai să-l desenăm așa, cu roșu. O să-l fac pe Mihai, ok? O să-l fac pe Mihai de data aceasta, iar Mihai va fi cu roșu. Mihai va avea căpățâna așa. Mihai, dacă te uiți la videoclipul ăsta, îmi pare rău, nu știu dacă te desenez chiar cum trebuie, ok? Dar, uite așa o să te fac. Uite așa, perfect. Am să-ți fac și niște păr. Iată, iată și niște păr pentru tine. Am să-ți fac corp, uite așa, bam, bam. Ha, mă, că seamănă, mă, ce zici? Hai, mă, că-i fac și ochișori, fii atent. Eu, la mine nu mi-am făcut, mi-am făcut ochii drepți, așa. Dar eu zic că seamănă cu Mihai, seamănă? Băi, eu zic că cam seamănă, așa. Îi dăm numele Mihai. Îi dăm așa și iată-l pe Mihai. Ei, eu sunt Mihai, hai să explorăm. Mihai, nu știu unde vrei tu să explorezi. Da, o să-l mănânce cartea, probabil, din nou. Sau... Oh-oh! Cade cerneala peste el. Oh, asta nu-i de bine. Asta nu-i de bine deloc. Cerneala aceasta tocmai l-a făcut foarte, foarte rău. Oameni buni, e nasoală treaba. E nasoală treaba. Mihai? Ce faci? Unde te duci? Ok, și noi acum o să trebuiască să mergem să-l căutăm pe Mihai. Vino încoace, Mihai! Oh, nu, uite o carte din nou. A intrat în carte și rupe toate paginile. Bă, așa faci tu, mă, cu cărțile. No, s-a întâmplat ceva, cerneala aia l-a făcut pe Mihai foarte rău, ia uitați-l. Și trebuie să-l facem bun din nou. Nu știu dacă vom reuși să facem chestia asta, dar îi dăm aici pe continue și hai să vedem. Începem cu chapterul numărul 1. Dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, aș aprecia foarte, foarte mult dacă l-ați apăsat chiar în acest moment. Să vedem dacă reușim să strângem și noi like-urile acolo. Bun, și acum avem așa, avem în primul rând primul nostru creion, creionul de frunză. Iar acest creion face ceva un piculeț mai diferit față de jocul celălalt, și anume poți să desenezi pe copaci, poți să desenezi ceva de genul ăsta. Și atunci toți copacii ăștia vor elimina cerneala. Din cauza că a pus stăpânire pe el cerneala, observați și voi ce s-a întâmplat cu planeta. Așa ca în jocul celălalt, ai 3 vieți. Și iată că l-am rănit pe domnul monstru. Hai să ne luăm și noi o viață de aici și mergem mai departe să vedem ce se mai întâmplă. Ok. Cine ești tu? Oh, hei. Salut. Îmi zice că un monstru a luat cheia și a aruncat într-un vulcan. A speriat toate păsările, a stricat toate echipamentele, ne-a stricat totul. Și, oh, asta are nevoie de ajutor. Rapid, rapid să-l ajutăm. Nu știu unde este Mihai în momentul de față, dar o să trebuiască să-l ajutăm și pe el, pentru că nu este vina lui până la urmă că a devenit așa. În povestea noastră. Ia să vedem noi. Șobolanii ăștia ar trebui să moară. Hai, șobolane, vină încoace. Șobolan de cerneală. Îți mulțumesc. Ok. Și zice că ar trebui să facem rost de pagini pentru a putea face cartea din nou. Pentru că dacă noi nu avem cartea completă, nu vom putea să facem mai nimic. Asta și o să trebuiască să-i facem, uite așa. Problema e că acest copac nu este suficient de mare. Dar dacă îl uzi, vei putea să-l faci uriaș. Și acesta crește și elimină toate. Asta nu e bine. Nu e bine deloc. Oh my god, e uriaș. Eu trebuiască să-l oprim cu orice avem. Am să fac niște copaci. Sper să fie suficient.
Ok, treci prin copacul ăsta, așa, bravo. Și treci și prin copacii ăștia, că îi desenez acum instant. Hai, vină la copacul ăsta mare, că aici mori. Ai, ai. Gata, s-a zis cu el, ne-a eliberat și drumul. Și sper să nu mai fie nimic pe aici. Ok, am găsit prima pagină din carte. Paginile astea sunt practic un fel de chaptere. În momentul în care găsești o pagină, înseamnă că ai terminat chapter-ul și ai avansat un piculeț mai departe. Avem nevoie de un pickaxe pentru a putea sparge, dar iată că am făcut rost de el. Și acum o să mă pun să desenez pickaxe-ul. O să fie așa un fel de mâner. Bam. Și cum o să fie capătul? Capătul cred că o să fie din ăsta, uite așa. Bam. Și bam. Arată pickaxe? Habar n-am. Sper că da. Să facem uite așa niște mânere. Și bine, v-am zis, nu mă pricep pe cel mai bine la desenat, dar și ce o strălucire așa frumos. Gigel, hai. Și vezi, fiecare chestie pe care o construiești rămâne exact cum ai construit-o și poți să o folosești în felul respectiv. Deci mi se pare foarte, foarte tare și pot, de exemplu, să mai fac și alte pickaxe-uri și să le folosesc în continuare, să-l mai am pe Gigel, dar să le folosesc în continuare și pe celelalte. Hai să vedem ce găsim pe aici. Am găsit un cristal. Spune că are mai multe cristale și cu acele cristale poate să folosească ca să ne facă o piatră pe care putem să o minăm. Ok, hai să găsim cristalele pentru el. Unde ar putea să fie? Uite aici, ăsta este ultimul. Hai să vedem ce face cu ele, pentru că a zis că poate să-mi facă piatra aia să se distrugă. Se duce la el acasă, construiește ceva. A făcut formula în câteva picături. Da, și piatra s-a făcut cum trebuie. Și acum putem să avansăm mai departe. El își ia chestia aia, nu știu pentru ce a avut nevoie. Aici nu ne interesează până la urmă. Opa, ouleu. Mergem mai departe, ci că n-ai voie cu târnăcopul aici. De ce să n-am voie? Și asta e fortăreața unde s-a ascuns el, mă, unde s-a ascuns Mihai. Aici o să trebuiască să ajungem. Și foaia. Și ăsta a fost chapterul numărul 2. Hai să vedem mașina de cerneală. Îmi pare cunoscută chestia asta cu mașina de cerneală, având în vedere că... Mai țineți voi minte încă un joc cu mașina de cerneală? Bendy și cu mașina de cerneală, da. Așa. Ia să vedem pixul cu... Pixul cu wire. Ok, deci avem fir. Putem să tragem fire. O să tragem firul de aici până aici, ca să ne putem da drumul la poartă. Și de aici o să trebuiască să facem multe fire de astea complicate. O să treacă așa. Ăsta l-a activat pe ăsta și să-mi ridică platforma. Dar o să fie un nivel mult mai puzzle decât celălalt, să zic așa. Aici. E corect? E corect. Acum... Ar mai trebui ca ăsta să-i dea lui ăsta energie. Poate? Poate. Și ne-am dat drumul la poartă. Bam! Mai de capul meu câte sunt! Conectează ceva de genul ăsta, doar că trebuie să fii foarte, foarte atent să nu le apeși aiurea. Și ăsta s-ar conecta tot la ăsta verde, în principiu. Ceva de genul ăsta. Ok, și ăsta e activ acum. Bun, și acum avem putere să trecem mai departe. O să-i distrug eu ăsta. Și drillurile astea trebuie să le folosim. Mai sunt câteva drilluri în nivelul acesta. Deci, vedeți, el sapă aici, sapă și ajunge mai departe unde, ghiciți ce, sunt mai multe de astea. Și eu pot să apăs și pe butonul ăsta, pleacă și drill-ul din partea asta la altă și se duce drept înainte, pe aici, unde și ăsta are undeva o zonă în care poate să sape. Da, și avem două zone noi în care putem avansa. Țac. Hopa, uite, trece la ăsta verde, ăsta albastru vine cumva așa, nu știu dacă o să meargă chestia asta, hai să vedem. Și ăsta roșu trece direct aici, trebuie să fie corectă chestia asta. Și acum avem posibilitatea să-l trimitem înapoi pe ăsta, ceva de genul ăsta, o să avem nevoie de el, frumos la ăsta. Și aici vom avea nevoie să activăm maneta, țac, și dăm drumul iarăși lui ăsta de aici. Și bang, dai de manetă și apeși iarăși. Bang! Și uite ce frumos merge. Odată ce ne-a săpat în zona asta. Iar de aici ne va încărca dispozitivul de lift, care ne va aduce liftul cu care putem pleca. Foarte ușor. Trebuie puțin să le gândești, dar în rest n-a fost foarte greu. Bun, și acum ne spune... uite-l pe Mihai! Mihai! Bine, dar el e controlat de cerneala aia, practic, știi? El nu vrea să facă chestiile acestea pe care le vedeți că le face, dar e controlat de acea cerneală. Bun, acum avem nevoie de pickaxe. Hai să vedem, o să spargem ăsta de aici fain frumos. Se activează drill-ul, care drill-ul o să ne ajute foarte, foarte mult. Și hopa, frumos! Și le fac gaură în toată rezerva lor de cerneală. Nu o să mai aibă posibilitatea să facă nimic. Nu se lasă cu una, cu două. S-a enervat rău de tot. A luat creionul cu cheia. Am nevoie de creionul ăla ca să intru la el în fortăreață. Și nu l-am încă.
Și fuge, mă, uite-te la el, mă, uite ce lași. Fuge. Sper să reușesc să scot cerneala de pe el să-și revină. Trebuie să fie conectată, trebuie să nu atingi nimic în cale. Așa, și acum asta ar trebui să funcționeze perfect. Bun. Și iată că am reușit să scăpăm de acolo. Ne ridicăm spre oraș din nou. Și foaia este chiar aici, asta înseamnă că am completat și chapterul acesta. Numărul 4, un oraș care are nevoie. Nu știm exact de ce are nevoie, dar o să aflăm. O chestie pe care o vom face aici, o să mergem undeva în zona aceasta, pentru că vedeți voi, avem un nou creion aici. Avem creionul cu ploaie. O să fie foarte folositor și o să facem rost de mai multe creioane pe decursul episodului. Creion, putem să facem chestia asta. Se umple aici asta. Luăm firul de aici, îl băgăm aici. Și acum mașinăria tipului funcționează. Și am reușit să-i facem mașinăria fără baterie să meargă. Acesta este primul tip pe care am reușit să-l ajutăm. Ne trebuie să ajutăm tot orașul pentru a putea să facem rost de foaia respectivă. Să-l ajutăm în momentul în care mergem aici. Vedeți că e un copac. Copacul ăsta îi facem aici, uite așa frumos. Dar e prea mic. Și asta înseamnă că trebuie să-l facem să fie mai mare. Dăm cu ploaie peste el. Și acum ăsta o să vină frumos și o să zică: wow, ceva ce pot să minez și eu. Iar eu am să încerc să-l ajut. Hai să vedem. Iată, a reușit să facă rost de niște cărbuni. Încă și el acolo sub foc și a dat foc la cea unul ăsta. Voie să iasă culturile. Așa că am să-l ajut. Iată. Încă unul din săteni fericit. Pul cu undița. A, cred că l-am ajutat eu deja. Că a prins peștele. Probabil sau... nu. Peștele are sare la el. Și aruncă cu sare și atât. Ok, deci nu omorâm peștele. Aparent. Îl aruncă înapoi în ocean. Ok, asta a fost drăguț din partea lui. Și acum mai avem pe toți aici. Va fi ploaia. Iată că se umple. Au vrut să fac o ciorbă, domnule. O ciorbă foarte, foarte bună. Nu știu ce fel de ciorbă vă place vouă. Scrieți-mi în comentarii. Așa, mergem aici, luăm pagina. Da, ăsta a fost chapter-ul. Ăsta a fost mai scurt decât celelalte. Chapter-ul numărul 5, Snake Lake. Deci ăsta e un fel de lac plin de șerpi. Avem o pasăre aici, aparent. Și avem și o pană. Hai să mergem să luăm pana respectivă. Zac. A, vine să-și ia pana și probabil să ne ia și pe noi, da. Ne ia și pe noi în zbor. Bam, frumos, am văzut un creion nou. Ia asta, domnule, așa că iau creionul ăsta frumos. E un creion cu un ou. Și putem să facem ouă. A, trebuie să faci ouă în astea. Hai să facem un... Dita mai ouăle, uite-l. Ce poate să iasă de acolo? Mamă, cât au ouă. Uf. Deci a fost dita mai ouă, dar a ieșit totul de asta normal, știi? Și acum asta te ia și te duce mai departe. Frumos, și am ajuns la destinație. Bun, ce facem aici? Avem cerneală, avem ce avem de făcut, trebuie să facem o de asta. Să-l facem și mare. Mergem cu ajutorul acestui, e și o bucată de puzzle acolo, dar nu mă interesează colectăburile. Și am ajuns aici. Bun, aici avem o grămadă de șerpi. Destul de periculoși acești domni șerpi. Lăsați-mă în pace! Oh my god! Dita mai animalul de șarpe ăsta era, care se întindea peste tot. Credeam că e o bucată de frunză, dar de fapt nu! Avea coadă de șarpe. Mamă, câta șarpele, ești nebun! Ce e asta, animalul nopții? Ce e asta? Uitați-vă puțin câta șarpele. Asta nu-i de bine deloc. Chiar deloc, deloc. Încerc să sparg astea și să plec. Hai, lasă-mă să plec. Aoleo, vine nebunul! De la verde și ăsta va fi conectat aici. Bang, activăm ăsta. Bang, ieșim pe ușă. Aoleo! Vine și mă atacă. Am mâncat chestia aia. Ok, și mi-a dat foaia. Yes! Am reușit să-l doborâm. Chapter-ul numărul 6. Văd că toată lumea este supărată pe aici. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil după atacul șarpelui. Spune că vrea să repare chestia aia care va face tot pământul să revină la normal. Pentru că uitați-vă cum a ajuns pământul. Un fel de mașinărie ceva. Grămadă de șerpi. Avem aici o pană. Ah, ok. Și acum vine asta să mă ia. Și avem noul creion de gheață. Asta e destul de interesant. Hai să facem apa gheață. Să vedem cum o să arate. Luăm de aici. Zbang. Mâzgâlim așa frumos că nici măcar n-ai nevoie să faci mare lucru. Și pot să mă dau pe derdeluș. Opa! Ce frumos mă dau. Aici este tot așa o zonă. Și broaște, am înghețat și broaștele. Îngheț tot, frate. Dar asta e zona în care vreau să merg. Uite, aici am eu treabă. Oricum de zona respectivă, ne luăm și noi checkpoint-ul de aici, în caz că vom muri. Și vin niște broaște uriașe.
Oh my god, trebuie să-l salvăm pe tipul ăsta. Hai să înghețăm două din ele. Ok, voi îngheța și zona asta din mijloc. Încerc să le mai îngheț și pe ele încă o dată. Și acum o să încerc să fac broasca asta să-și lipească limba. Boom! Perfect, perfect. Broasca asta de dovorât trebuie să-și lipească limba de chestia asta. Și foaia este exact acolo. Și acum am eliberat zona, am luat și foaia. Și cu ocazia asta am terminat chapter-ul. 7, e pe timp de zăpadă. Ok. Avem aici niște... Par niște vikingi, dar nu sunt vikingi neapărat. Hai să mergem mai departe, avem pickaxe-ul nostru în mână. Bine, nu trebuie să ții pickaxe-ul în mână neapărat dacă nu vrei, știi? Adică nu te obligă nimeni să faci chestia asta. Însă, avem niște vikingi aici de ăștia. Aș putea să sting focul, că uite, îl prăjesc pe micuț. Și avem un oraș în zona asta. Așa că hai să mergem în oraș să vedem ce spune lumea. Lumea este speriată, dar se pare că avem aici săbiuța. Așa uriașă, bam, bam. O să fie pe mijloc, uite așa sabia, să vadă că este sabie. Vreau să fie mânerul. Uite așa. Hai mă frate că mă pricep la făcut sabie, corect? Și jos mânerul, uite așa. Bam. Arată bine sau ce? Și să o și colorez între timp, pentru că, nu știu, mi se pare că arată mai bine. Și dau cu sabia de foc, frate, sabia de foc. Luați de aici, băieți. Luați, a, vă e frică acum, vă e frică, da? Dacă îl ardeați pe micuțul ăsta, toată lumea e bucuroasă, yes! Asta, îi dăm un pickaxe, pentru că eu pot să desenez oricâte vreau, practic infinite. Distrugem ăsta aici și trebuie să avem mare grijă că mai avem pe un domn viking în zonă. Domnule viking, lasă-ne! Lasă-ne că-ți dau! Bun, și acum să ne folosim de liftul ăsta pentru a ajunge un piculeț mai departe. Să vedem că pot să mă urc. Aici o să coborăm, ne luăm checkpoint-ul. Sunt foarte multe chestii de colecționat în jocul ăsta și foarte multe secrete pe care le poți face, dar eu vreau să fac strict povestea principală. Asta mă interesează în mare parte. Iar aici avem noi mare boss battle. Oh my god, ia uite cu cine ne batem. Deci cerneala asta a făcut numai rele până acum, frate. Deci cerneala asta e oribilă. Trebuie să-l distrugem cumva pe domnul Cerneală și să-l salvăm pe Mihai cu orice ocazie. Și trebuie să facem aici câte un ou, pentru că din aceste ouă vor ieși niște dragoni, care dragonii ăștia la rândul lor o să ne ajute. Am câți am reușit să facem. Ultima dată iese un alt tip de dragon. Și se pare că l-au distrus, dar din cauza că a fost distrus, a sărit Cerneala peste toți dragonii, în afară de unul singur. Iar dragonii ăștia acum sunt trăiți, sunt sub controlul bestiei de cerneală. Deci, și după cum observați, îi iau pe toți oamenii din oraș și va trebui să îi ajutăm, castel. Dragonul ăsta nu a fost afectat de cerneală, așa că din cauza asta ne ajută. Ăsta a fost chapter-ul. Acum o să trebuiască să facem cumva rost de cheie. Cheia cât mai cheie. Așa că data trecută a spus că nu seamănă cheie. Băi, frate, eu încerc să o fac. Uite, uite. Acum este cheie. Ia uite, ia uite ce cheie. Ați mai văzut așa cheie? Că eu n-am mai văzut, dar ce se deschide? Vom deschide în sfârșit fortăreața, oameni buni. Era și cazul, frate. Adică, până la urmă, despre asta e vorba. Uite, că m-a blocat aici. Oh, nu, toți prietenii noștri sunt capturați. Săracii. Și fiecare are câte un puzzle de descoperit. O să trebuiască să-i ajutăm pe toți, pe fiecare în parte. Și bineînțeles că ăsta răul vrea să-i transforme pe toți. Uite că hai să înghețăm tot lacul ăsta, să putem să trecem. Iar aici vom avea nevoie de o cheie galbenă. Hai, deschidem aici fain frumos. L-am scăpat pe primul. Dar mai avem o grămadă, din păcate. Hai să vedem următorul. Săracul. Ăsta, o să încercăm să dăm de ăsta. Nu merge. Sunt acolo. Bun, acum trebuie să tragem un cablu. Rapid, rapid de tot. Fugi! Ok, sparge ăsta și ne-a eliberat zona asta din spate. Acum va intra aici. Ne lasă să deschidem butonul. Baga acolo și ar trebui și ăsta să fie liber. Bun. Iată cheia verde. Zbang. Frumos. Pentru că trebuie să te urci pe chestia asta. Dai cu norișor aici. Se umple. Și acum ar trebui să fie ok. Ăsta a fost vrăjeală. Nu mai fac cheile exact, exact cum ar trebui să fie ok. Le fac rapid, că până la urmă nu interesează pe joc cum arată cheia. Hai să-i dăm așa cu niște ploaie, să se umple găleata. Zbang. Aici voi tăia frânghia. Ok. Și tipul ăsta este liber la rândul lui acum. Bun. S-a enervat rău de tot Mihai acum. Aveți grijă că e periculos.
Încoace, vine, încoace. Unde fugi? Unde fugi? Ți-e frică? Ah, și acum să te bat și pe tine. L-a aruncat pe Mihai. L-a aruncat, i-a dat drumul. Ok. Și acum ce va... M-a luat pe mine. Bă, mă transformă pe mine. Oh, nu. Acum m-a făcut pe mine rău. Dar vin prietenii noștri să ne salveze. Ok. Hai să vedem dacă reușim să fim salvați. A săpat o bucată de pământ. Ah, vor să facă un... vor să facă ceva, o plantă, un copac de la... Da, dar eu nu mai am control asupra caracterului. Pot să mă... am. Uite, înainte să mă transforme de tot, încă mă mai pot mișca puțin, vedeți? Și gata, omor cerneala de pe mine. Bum! Mamă, frate, ce mișto! Super tare a fost povestea. Ești super, super tare, mi-a plăcut la nebunie. Și se pare că am scăpat de acolo. Natura a revenit la normal. Paratul acesta a transformat toată planeta cum era înainte. Șobolanii ăștia au dispărut de tot. Toată lumea e super fericită. Dispar și ăștia, probabil, da? Poțiunea aia vor face toți copacii să crească rapid înapoi. De oameni. Vin oameni noi. Peștele ăsta nu știu ce face. I-a dat ceva să mănânce și s-a umflat. Iată-ne aici frumos. Vine și tortul. Dar mi-a plăcut jocul. Adică dacă v-a plăcut și vouă, v-am zis, nu uitați să dați acolo un mare, mare like pentru episodul de azi. Poate îl facem și pe al treilea din serie. Asta a fost sfârșitul jocului. Plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, știți ce aveți de făcut. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!